fiu integru. Am observat că în ultimul timp societatea moldovenească este cuprinsă de corupție, este împânzită, să zic, și din acest motiv aduc un strigăt la profesori, la elevi, să nu tolereze corupția. Corupția se întâlnește peste tot, începând cu medicină și terminând cu educația, cu oriunde. Dacă să vorbim despre educație, pentru că pancardul meu se referă la educație, elevii vor începe să învețe și să se gândească la un viitor necontrolat de nimeni, adică să depindă de ei înseși. Și așa se va reduce copiatul, se va reduce salariul în plic și multe altele. Noi am transmis societății și tinerilor din jurul nostru că viciul corupției trebuie diminuat. Tinerii deja au devenit mai deschiși în lupta împotriva corupției. Ei conștientizează că acesta nu aduce beneficii. Mesajul meu, cred că principal, este tinerii să spună mulțumesc cadrelor didactice competente, asta în primul rând. Într-a doilea rând, să încerce să învețe și devină specialiști calificați. Și totodată să înceteze să corupă. Noi suntem noua generație și de la noi pornește tot. Să încercăm să lichidăm sau să stopăm fenomenul corupției în țara noastră, în educație, în medicină și în majoritatea domeniilor. Ne propunem pe intermediul acestor flashmoburi să informăm, să sensibilizăm mai ales tinerii despre necesitatea de a fi integru, de a fi corect, cinstit, inclusiv începând de la o vârstă mai fragedă. Noi împreună cu colegii din cadrul proiectului PNUD am elaborat și editat pleantul Corupția pe înțelesul tuturor. Este de fapt un ghid anticorupție pentru elevi, cum trebuie să procedeze, ce trebuie să procedeze și unde trebuie să se adreseze. Dacă să vorbim despre situația în domeniul educației, aș spune că noi suntem sensibilizați și informați de către cetățeni de mai multe probleme. Una este acele plăți informale care sunt și persistă în sistemul educațional. Alte probleme sunt legate de folosirea în acest scop a celor comitete părintești ilegal nefiind înregistrate în asociații obștești și sperăm că prin activități de educare, prevenire, să scădem sau să încercăm să diminuăm acest fenomen, să-l aducem în albia normalului. Eu am primit o broșură în care este stipulată mai multă informație despre corupția pe înțelesul tuturor. Corupția este ceva de care oamenilor de fapt ar trebui să le fie rușine. Pentru că odată ce un om a luat mită sau este corupt, el nu mai poate fi numit onest sau nu mai poate fi numit om de cuvânt. Cred că datorită acestor informații oamenii vor înțelege mai bine că nu este cazul de apelat la corupție. Spune nu corupției!